pur feminină sau fac o demonstrație simplă. Acum nu mult timp am avut o discuție fix aici în platou și am întrebat 100 de femei, ne-am întrebat colegele dacă ar fi de acord să iasă cu un bărbat care are o mașină mai slabă în cai putere, buget, dotări decât a unui bărbat. Și Ramona, dacă nu mi-aduc aminte, a zis, păi oricum ne-a zis ce mașină am, păi dacă ăla are o mașină mai slabă ca a mea, vă dați seama că e vai de capul lui, vai steaua lui. Stai că acum nu mai are deloc, Ramona. Iată. Bun. Luăm această povestire și o depozităm în sertarul nostru cu povestiri. Nu trec niște luni. Nicolae astăzi a venit cu o... E mult spus mașină. O epavă, cu o relicvă. A venit cu o Dacia 1300 clasică, mai veche decât noi, adică mai veche de 40. O întreb pe Ramona, cum e mașina? Wow! Are și căldură, zice. E important în vremurile pe care... Nu știm de unde știe că are căldură. S-o fi uitat pe geam. Da. Și-a văzut, erau amurite geamurile și-a zis. Deci nu contează chiar așa de mult bugetul, Ramona. Contează și cine o conduce. Mai ales că pe bancheta spate, am filmat-o pentru story, are cojoc de la clasic. Gubă. Cum îi zice? Asta... Gubă. Gubă. Aia o gubă, da. No. Aia am zis lui Răzvan că în tot zi vreau să intru cu ea pe ce piesă? Pe Eminem, de vreun fel, dar nu stricăm surpriza, facem. Încă nu ne zicem, nu? Mi-aduc aminte prima dată când am fost cu Dacia lui Nicolae, veneam de pe Carol, am vrut să facem dreapta la universitate și am reușit de-abia pe la Elisabeta. Amândoi am tras de pe la tine. Și el striga, bani asta n-are servo, trage aici. Mergi ca pe vremuri cu ea, trebuie să ai un pic de abilități. Niciodată. Auzi, n-am timp să mă duc la sală, așa că conduc Dacia. Biceps, bam, amestecăm utilul. Da, te văd eu când vine frigul. Dar sincer, te-a oprit vreodată poliția cu Dacia asta? Nu. Păi n-ai cum, că de milă nu te oprezi. Tata a avut până de curând Dacia asta, dar din 80 și mi se părea foarte veche. Dar mergea impecabil totul. Și asta mi-era impecabil. Plângând a dus-o la remat. Înțeleg. Înțelegi, nu? Da. Fai de capul meu, 3 zile, n-a fost om, n-a fost bun de nimic. Dar asta e cu motor franțuzesc? Nu. Da, Renault. Ai cu motoare, nu? Da. Iată, dacă vreți să vă... Bine, puteți intra pe Instagramul lui Nicolae, dacă vreți mai multe. Iată, aceasta este... Piesa de muzeu, pardon. Titirleașca, nici nu știu cum să-i zic. No, bun. Dar putem să arătăm că e aici în spate și atunci... Ah, păi nu, că e parcată lângă gunoi. No, să mă duc să fac... Bă, să nu ți-o ia mai oamenii cu mașina de gunoi. Să creadă că am colectat selectiv metalul. L-am pus deoparte. Bun.